Înfrângerea cu Șepșii a fost fatală lui Lincar. Chiar dacă nu aveau de gând să-l dea afară, șefii clujenilor s-au răzgândit. Antrenorul Șepșilor Roșii a fost demis cu două zile înaintea meciului cu voluntari. Astăzi dimineața am avut o discuție cu el și de comun acord am stabilit că reziliem contractul. Analizăm acum ce variante sunt și cu siguranță la meciul cu voluntari va fi un nou antrenor.